În casa Domnului, Dumnezeu ne pune înainte binecuvântate ocazii de a face ceea ce este plăcut Lui. În această seară, suntem în casa lui Dumnezeu, și Dumnezeu ne dă aici binecuvântata ocazie de a învăța voia Lui și planurile Lui pentru viața noastră. Și dacă am fost atenți până aici, Domnul, prin cuvântul predicat, ne-a chemat să înțelegem nevoia rugăciunii. Dragii mei, un creștin este un om care se uită spre Dumnezeu și stă în legătură cu Dumnezeu trăind o viață de rugăciune. Acesta este un creștin, un om care se roagă. Nu întâmplător, apostolul Pavel lasă acest îndemn e, e, bisericii din Tesalonic, și le scrie: Rugați-vă neîncetat. Pentru că rugăciunea trebuie să fie o practică de durată în viața credinciosului. Trebuie să ne rugăm în casa lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm în casele noastre, trebuie să ne rugăm în gândurile noastre, să fim conectați cu cerul. Și zic, Doamne, ajută-ne să trăim o viață de rugăciune reală. Însă, în continuare, în această seară. Am fost atent la ceea ce fratele Romică spunea aici: Că fratele Nelu ne va învăța cum să ajungem în cer. Asta mă obligă să vă spun că în ceruri ajung oamenii care aici pe pământ se roagă. Dar nu numai oameni care se roagă aici pe pământ, ci oameni care trăiesc învățătura lui Hristos. Aș vrea să știți că în ceruri. Ajung oameni care reușesc să ducă până la capăt mântuirea. Și ca să duci mântuirea până la capăt, trebuie să știi cine ești. Adică să ai o permanentă conștientizare a identității pe care ți-a dat-o Hristos. Și mă uit cu bucurie spre toți cei prezenți în această seară în adunare. Și spun: Dumnezeu ne-a dat dreptul să ne numim cum? Yes. Aleluia! Ei bine, statutul acesta de copii ai lui Dumnezeu ne obligă. Noi nu putem să trăim oricum viața pe pământ. În calitatea pe care o avem de copii ai lui Dumnezeu, trebuie să fim mereu, mereu conștienți de identitatea noastră în Hristos. Și dacă în această seară mă adresez dumneavoastră, o fac în numele Domnului, cu o chemare plină de pasiune pentru fiecare dintre dumneavoastră: să nu uitați nicio clipă cine sunteți în Hristos. Aici au cei mai mulți creștini probleme. Când uită care este identitatea lor în Hristos. Vedeți, trăim într-o lume în care oamenii se luptă din răsputeri pentru imaginea lor. Oamenii de stat, politicienii, chiar cei ce candidează în alegerile din decembrie, mulți dintre ei fac apel la un așa numit consilier de imagine. Care ce face acel consilier de imagine? Caută să le arate metode prin care pot să afișeze o bună imagine în fața celor mulți. Și acum, lumea în care trăim este o lume în care oamenii se zbat să aibă o bună imagine. Care dintre dumneavoastră n-ați vrea ca toți din biserică să aibă o părere bună despre dumneavoastră? E cineva care n-ar vrea biserica să aibă o părere bună despre el? Nu este așa ceva. Sau dacă este cineva, înseamnă că ceva nu e în regulă. Toți vrem ca cei din jur să aibă o părere bună despre noi. Imaginea contează. Suntem atenți la imaginea noastră când ne îmbrăcăm, suntem atenți la imaginea noastră când vorbim. Suntem atenți la imaginea noastră când mergem pe stradă, și în multe alte situații de felul acesta. Vrem să avem o imagine bună în fața oamenilor, să știm ce cred ei despre noi, ce gândesc ei despre noi. Însă, dragii mei, atunci când vorbim despre imagine, când vorbim despre imaginea noastră, trebuie să luăm în considerare câteva lucruri. Imaginea noastră. Este văzută din mai multe perspective. E important cum e imaginea noastră din perspectiva lui Dumnezeu. Ce ziceți? Această imagine ne interesează? Amin. Vrem să avem o imagine bună înaintea lui Dumnezeu, numai că pe Dumnezeu nu-l impresionăm prin sfaturile unui consilier de imagine. Pe Dumnezeu nu-l impresionăm prin felul în care ne îmbrăcăm neapărat, pe Dumnezeu nu-l impresionăm prin cursivitatea vorbirii noastre, ci Dumnezeu trebuie să vă aduc aminte astăzi că El se uită la noi și ne vede cum. Dumnezeu ne vede așa cum suntem în realitate. Oamenii nu ne văd cum suntem în realitate. Oamenii s-ar putea să vadă doar ceea ce izbește privirile. Știți ce îi spune Dumnezeul lui Samuel când a fost trimis Samuel să lungă pe David? În 1 Samuel 16 cu versetul 7 Dumnezeu zice așa Nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Ați spus amin când a fost vorba de o imagine bună să avem înaintea lui Dumnezeu. Dar știți că pentru a avea o imagine bună înaintea lui Dumnezeu trebuie să avem o inimă bună? Doamne, ajută-ne la asta. Pentru că Dumnezeu se uită și ne vede așa cum suntem. De asemenea, nu Împărați, capitolul 8, cu versetul 39, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și iartă-i. Lucrează și răsplătește fiecăruia după căile lui. Și fiți atenți. Tu, care cunoști inima. Fiecăruia, căci numai tu cunoști inima tuturor copiilor, oamenilor. Asta înseamnă că Dumnezeu, când se uită la noi, El vede totul în noi. Mi-am făcut cu ceva săptămâni în urmă un film. Răngen. Uh, ca să mi se vadă sinusurile. Și medicul care mi-a analizat filmul m-a chemat acolo ca să mă arate filmul și a trebuit să zic, domnule, așa cum plit arăt eu. Pentru că mi-a fost dat să văd ceva ce nu se vede în afară. Ei bine, aș vrea să înțelegem astăzi că Dumnezeu nu numai cât un rângen, Dumnezeu ne vede până în adâncul Ființei noastre. Și dacă acolo păstrăm lucruri murdare, le vede Dumnezeu. Și nu ne ajută lucrurile acestea la imaginea noastră înaintea lui Dumnezeu. De aceea, mă rog, Domnului, să fim întotdeauna atenți la imaginea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Apoi, când vorbim despre imagine, este important să luăm în considerare imaginea noastră din perspectiva altora. Ce zic oamenii despre noi? Cum ne văd oamenii? Ei bine, aici suntem toți foarte atenți. Ne silim să fim foarte atenți. Să nu se creadă despre mine că. Uh, se întâmplă că sunt situații din astea după ce te-ai despărțit de cineva îți mai dă câte un telefon și zice frate, să nu credeți despre mine că să nu mă interpretați. Ce sunt toate acestea? Încercări de ajustare a imaginii. Ne interesează mult imaginea noastră așa cum este văzută de alții. Însă, dragii mei, trebuie să vă spun astăzi un adevăr pe care fiecare dintre dumneavoastră îl știți. Oamenii. Pot să greșească. Uneori oamenii pot să aibă despre noi o părere așa de bună încât nu merităm, dar ne simțim bine. Chiar dacă știm că nu o merităm, alte oamenii s-ar putea să aibă o părere așa de proastă despre noi, încât nu merităm. Și de aceea zic, părerile oamenilor sunt foarte subiective atunci când e vorba de aprecierea cuiva. Imaginea noastră contează din perspectiva lui Dumnezeu, contează din perspectiva oamenilor, dar, frați și surori, știți că foarte mult contează imaginea noastră din propria noastră perspectivă? Cum ne vedem noi pe noi înșine? Contează foarte mult. De ce spun asta, dragii mei? Vedeți, mai înainte am zis că oamenii pot să greșească. Ce ziceți noi când încercăm să ne apreciem pe noi și ne putem să greșim? Dar cum nu? Cum nu? Putem să greșim amarnic. Haideți să ne uităm la versetul 3 din Roman 12. Ia uitați-vă ce spune aici scriptura, în Roman 12, cu 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Adică suntem chemați să avem păreri cumpătate despre noi înșine. Când zicem cumpătate, zicem echilibrate. Asta înseamnă cumpătat. Echilibrat. Nici prea prea, nici foarte foarte. Noi păgubim nespus de mult când ne ducem într-o extremă sau când ne ducem în alta cu părerea pe care o avem despre noi înșine. Și nu de puține ori avem de a face cu situații și cu oameni sau poate cu noi înșine când începem să credem că suntem grozavi. Și avem o părere despre noi foarte bună. Numai că lucrul acesta nu-i place lui Dumnezeu. Mie îmi place să spun, mândria este o adevărată ofensă adusă la adresa lui Dumnezeu, pentru că să nu uităm, Dumnezeu s-a smerit. Îmi aduc aminte de versurile lui Ioanit, care spunea așa, Cezarul August, vrând mai multă slavă decât zmulsese gândul lui de oțel, se proclamă drept Zeu puternic și se înălțară temple pentru El. Și atunci, de sus, din gloria eternă, văzând cum se îngânfă un atom, ca să ne dea o pildă, Creatorul s-a coborât și s-a întrupat ca om. S-a smerit Hristos. Dumnezeu ne învață lecția smereniei. Nu este drept să avem despre noi o imagine mai înaltă decât se cuvine. Nu se justifică o părere mai înaltă decât se cuvine. Știți că este un cuvânt în Scriptură repetat în mai multe locuri, de exemplu în Matei 23 cu 12, este această lege a împărăției care spune, oricine se înalță va fi smerit și oricine se va smeri Va fi înălțat. Lui Dumnezeu nu-i place să ne înălțăm, să avem despre noi înșine o părere și o imagine încât să nu ne ajungă nici cu prăjina la nas cineva. Nu, nu. Dumnezeu vrea să avem simțiri cumpătate despre noi înșine. Și zic, Doamne, ajută-ne. De ce nu e drept să credem că suntem? grozav și că suntem de neajuns și de neatins? E versetul meu preferat, un verset drag mie, 1 Corinteni 4 cu 7, care spune așa, căci cine te face deosebit, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Deci iată, dragii mei, când ne uităm noi la noi înșine, imaginea noastră din perspectivă proprie, poate uneori, nu dorim asta, că de-aia predicăm despre asta ca să învățăm să corectăm, poate fi dusă la o extremă în care să avem o părere așa de bună despre noi, încât să zicem, până să ajung alții la nasul meu, mai este nu avem niciun drept. Căci tot ce avem, și frumusețe, și înțelepciune, și bogăție, și hărnicie, și toate cele pe care le avem, le avem de la Domnul. Amin. Însă există și cealaltă extremă care trebuie corectată și care poate fi tot o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Să ai despre tine o părere foarte, foarte proastă. Acum, ce m-am mânat spre acest mesaj? Am stat și m-am gândit la multele ședințe de consiliere pe care le-am avut în ultima vreme. Și mi-a fost dat să stau de vorbă cu oameni care poartă pe sufletul lor poveri, care îi țin, ca să citesc tot dintr-un vers, cocoșați, cocârjați, așa îi țin pe vieții oameni poverile sufletești. Or, dragii mei, diavolul e bucuros să ne țină pe extreme. Înțelepciunea umblă pe mijlocul căilor neprihănirii. Ferice de cine înțelege asta. Nu e normal să ai o părere disprețuitoare despre tine însuți. Sigur că vorbim despre complexe de inferioritate astăzi și este o expresie care sigur este familiară multora dintre dumneavoastră, dar există în mintea multora ideea că ei nu pot, ei nu sunt ca și alții, ei sunt mai amărâți decât alții, ei sunt mai nenorociți decât alții. Și trebuie să vă spun Că pentru a ne duce mântuirea până la capăt, trebuie să înțelegem bine cine suntem. Și ascultați-mă bine, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Nu e drept la lui Dumnezeu să te uiți la tine însuți și să vezi în tine doar neputință, să vezi în tine doar... Uh, lucruri demne de disprețuit. Nu e normal să fie așa, ci voia lui Dumnezeu pentru noi este să avem simțiri cumpătate. Dragii mei, o imagine de sine sănătoasă, echilibrată, este înțeleasă din Scriptură ca un lucru necesar fiecărui creștin care vrea să-și ducă mântuirea până la capăt. Vă aduceți dumneavoastră aminte, în Luca la capitolul 10, versetele 27-28, acolo un învățător al legii s-a dus la Domnul Isus. ia uitați-vă că e și afișat pe ecran, s-a dus la Domnul și acolo Domnul i-a pus întrebarea, ce să fac ca să fiu mântuit, Doamne? Domnul i-a zis, știi, legea, care e cea mai mare poruncă din lege și fiți atenți ce răspunde el să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca ca pe tine însuți și fiți atenți versetul următor ce, ce spune Domnul, ce răspuns îi dă Domnul bine ai răspuns deci Domnul spune, e bine să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Se sub... Dar ce vrea Domnul? Să-l urâm pe aproapele nostru? Nu, el vrea să-l iubim. Și măsura iubirii este aceeași cu care ne iubim pe noi înșine. Acum, dragii mei, se subînțelege că trebuie să ne iubim. Când Apostolul Pavel scrie soțiilor și soților în Efeseni, capitolul 5, la un moment dat se adresează bărbaților și zice tot așa și bărbații să-și iubească nevestele ca pe trupurile lor. Cu alte cuvinte, dragostea de sine este subînțeleasă în Scriptură, însă, atenție, dragostea de sine trebuie să fie echilibrată. Tă, așa e pe silabe, e -chi -li bra, -tă. Vedeți? Trebuie să ne asigurăm că avem această perspectivă echilibrată despre noi înșine, pentru că atunci când avem o părere exagerat de bună despre noi, există riscul căderii în egoism, în narcisism, Începem să credem că nouă ni se cuvine totul, că se învârt planetele pentru noi în Univers, că totul este pentru noi. Ori, dragii mei, o părere cumpătată despre noi înseamnă să înțelegem că ceea ce suntem, suntem prin îndurarea Domnului. Nu suntem nimic prin meritele noastre, ci tot ce avem, avem prin har. Când avem o părere exagerat de rea despre noi înșine, spunea și asta este o ofensă la adresa lui Dumnezeu, dar nu numai atât. O astfel de atitudine ne jefuiește de tot ce e mai frumos în viață. De tot ce e mai frumos în viață. Ne face o astfel de atitudine să nu fim eficienți în nimic. Dragii mei, imaginea pe care o avem despre noi înșine, părerea pe care o avem despre noi, Marchează întreaga noastră viață și întreaga noastră trăire. Și o marchează profund și o influențează profund. Proverbe 4 cu 23. Spune așa, păzește inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Adică ceea ce a viața este în inima ta. Și inima este... Centrul simțirilor și a gândirilor noastre, adică ceea ce ne motivează pe noi în viață. Și zice Scriptura: Păzește-ți inima mai mult decât orice. Fii atent ce gândești despre tine însuți, ce simți despre tine însuți, ce părere ai despre tine însuți. Fii atent, pentru că trebuie să ai o poziție absolut echilibrată. Altfel, poți să-ți compromiți viața, trăirea și vai, mă tem. Când spun că viața noastră este influențată radical de părerea care avem despre noi înșine, poate chiar mântuirea noastră să o punem în discuție în felul acesta. Dragii mei, despre smerenie s-a predicat destul de mult în biserică până aici și se va mai predica. Însă mă simt dator în această seară să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să înțelegeți că avem datoria să fugim de orice extremă și de părerea prea bună despre noi și de părerea prea rea despre noi. Însă pentru că despre părerea prea bună despre noi s-a mai predicat, lăsați-mă să predic în continuare în această seară despre părerea prea rea despre noi. Când avem o părere prea rea despre noi înșine. Dragii mei, nu de puține ori mi-a fost dat să stau de vorbă cu oameni cărora li s-a inoculat gândul și ideea că ei nu sunt buni să reușească nimic în viață. Nu sunt buni de nimic. Și mă uit la câte unul din ăsta și spun, uite ce chipe ești. Uite ce capacități ai. Da, dar, frate, știți? Și atunci, virgulă și, înșiruire de. Ori, dragii mei, Aș vrea să vă spun că oamenii ajung să se disprețuiască pe ei înșiși, să aibă o imagine proastă despre ei înșiși, din câteva motive și de ce să nu le amintim aici. În primul rând, din cauza, în primul rând, din cauza mentalității lumii. Să știți că lumea dă vina pe ea, ea e vinovată de imaginea proastă pe care mulți o au despre ei înșiși. Lumea e vinovată. Lumea cultivă niște mentalități ale ei, proprii lumii. Și ne-a spus Domnul să nu ne împrietenim cu lumea. Ne-a spus Domnul să nu iubim lumea. Dragii mei, uitați-vă, lumea în care trăim nu e așa, cultivă mentalitatea aceasta sau promovează mentalitatea de învingător. N-ați văzut? Cine sunt oamenii promovați, aplaudați la scenă deschisă, învingătorii? Și atunci lumea e formată din învingători și restul. Eu mă duc aminte frustrările mele, n-am fost mare sportiv niciodată, dar copil fiind, n-am știut eu să fiu, n-am fost niciodată bun la sport și la din astea. Și țin minte când ăștia care erau, făceau echipe de fotbal. Veneau și formau echipa, cine cu cine joacă. Și totdeauna luau elitele, adică pe ăștia care erau mai fotbaliști. Și spuneau, tu, tu și tu și restul. Eu eram restul. Dragii mei, asta e lumea în care trăim. O lume care cultivă mentalitatea aceasta de învingător, care te face să crezi că pentru a fi cineva, tu trebuie să ai neapărat succes. Acum, dragii mei, toți știți că învingători nu pot să fie toți. Într-o cursă sportivă, nu pot să fie toți învingători. E unul învingător pe locul întâi, al doilea, al treilea, hai să zicem, dar nu toți pot să fie învingători. Oare ceilalți chiar nu contează? Să nu ne înșelăm, frați și surori, să nu ne înșelăm pe noi înșine. Aș vrea să înțelegem un adevăr pe care l-amintesc numai în seara aceasta. Știți, dumneavoastră, că Dumnezeu este de foarte multe ori aliat cu eșecul? Nu vă place să auziți asta, să vă tălmăcesc ce vă spun. Un mare pedagog în școala lui Dumnezeu este tocmai eșecul. Și noi care credem că Dumnezeu în suveranitatea sa conduce toate lucrurile, stăm câteodată și oftăm și ne supărăm pe noi înșine și zicem n-am fost în stare să ies pe primul loc, n-am fost în stare să ies pe al doilea loc, eu nu sunt bun de nimic, eu n-am capacitate ca și ceilalți. Și uităm că Dumnezeu ne-a îngăduit eșecul pentru că e bun Domnul cu noi. O, dragii mei, de câte ori falimentul, neputința și insuccesul nu ne-a apropiat pe noi mai mult de Dumnezeu? Haideți să ne gândim la asta. De câte ori, tocmai falimentul și neputința și eșecul ne apropie mai mult de Dumnezeu. Lumea ne spune, ca să fii cineva, să ai o identitate și o imagine bună, tu trebuie să ai succes. Ei bine, că vă place, că nu vă place, eu zic așa, în numele Domnului al cărui cuvânt îl predic. Dumnezeu nu zice așa. Înaintea lui Dumnezeu, trebuie să vă mărturisesc, sunt cutremurat când mă, mă uit în Scriptură, de exemplu, în Evrei, capitolul 11, capitolul Credinței, care vorbește despre oamenii Credinței și spune prin Credință, fapte mari, prin Credință, fapte mari, Avram prin Credință, Noie prin Credință, mari eroi ai Credinței. Și citiți ultima parte a capitolului. Prin Credință au fost tăiați cu fierăstrăul. Prin credință au fost puși în lanțuri și aruncați în închisori? De ce asta? Dragii mei, aș vrea să înțelegem ce zice Scriptura, cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa mare diferență este între gândurile Domnului și gândurile noastre. Mulți suferă de o imagine proastă de sine și ajung să aibă complexe de inferioritate și ajung să se disprețuiască pe ei înșiși, motivați de mentalitatea aceasta lumească că trebuie să fii neapărat între cei ce au succes ca să contezi. Ei bine, vă spun în numele Domnului, toți contați înaintea lui Dumnezeu, cu succese sau cu eșecuri, toți contăm înaintea lui Dumnezeu și pentru aceasta zic slăvit să fii tu, Doamne! Apoi, Există o altă mentalitate lumească care îi face pe oameni să cadă în aceste complexe de inferioritate și îi fac pe oameni să aibă o imagine uh, rea despre ei înșiși. Și anume mentalitatea aceasta lumească, potrivit căreia, ceea ce ai reușit în viață, aceea îți dă valoare. Ceea ce ai reușit tu în viață, e soră cu prima. Dacă ai reușit să-ți faci tu casă, atunci mai stai cu capul sus între oameni. Așa vor zice unii. Oare? Vă întreb eu, Domnul Iisus a avut acasă? Și era Fiul lui Dumnezeu. Nu casa pe care o ai îți dă identitate și valoare? Nu banii pe care ai în cont îți dau identitate și valoare? Lumea așa îți va spune, averea pe care o ai, studiile pe care le ai, și vezi atâția oameni complexați pentru că au avut o copilărie vitregă, poate niște părinți mai puțin grijulii și n-au reușit să-și facă școli. Și stau complexați că ei, ce lucrezi? Păi eu, la curățenie. De n-ar fi ăștia care fac curățenie, ne-ar mânca păduchii pe toți. Să înțelegem, toți oamenii sunt importanți înaintea lui Dumnezeu. Lucrul acesta aș vrea să-l înțelegem și de vrem să ne ducem mântuirea până la capăt, noi trebuie să știm cine suntem în Hristos. Vedeți? Există de asemenea mentalitatea potrivit căreia opinia celorlalți despre tine, asta îți dă valoare. Părerea pe care ei o au despre tine, asta îți dă valoare. Trebuie să vă spun, sunt predicator. Și nu de puține ori am fost ispitit și am zis, dacă aș predica ceva să le placă la frații, ce ispită păcătoasă! Ce ispită păcătoasă! Dar. De ce e asta? Pentru că ne facem impresia că dacă ceilalți vor zice. Bravo, atunci avem valoare și identitate. Nu, nu, am ajuns la concluzia că din perspectiva lui Dumnezeu e altfel. De multe ori oamenii lui Dumnezeu trebuie să predice ce nu le place la oameni. Da, ce nu le place la oameni. Dar zice Dumnezeu, bine, rob bun și credincios. Vedeți, există mentalitatea aceasta lumească potrivit cărea dacă oamenilor le place de tine și au o opinie bună despre tine, atunci ești în regulă, ai valoare. Și bieții oameni cheltuiesc, investesc totul din dorința de a fi apreciați de cei din jur. Frați și surori, haideți să înțelegem că ne apropiem de opt. Cum se poate scăpa de această boală? Și zic, e boală și grea. Această boală a disprețului de sine, a imaginii proste despre sine. Cum se poate scăpa de asta? Vreau să vă spun că nu ușor. Nu ușor. Sunt oameni cu care trebuie să duci muncă de lămurire și să le spui, dragul meu, tu ai valoare. Eu o cântare, nu mai știu cine cântă, mesagerii sau cine cântă, ai valoare, ai valoare, ăsta e refrenul. Și bine cântă, avem valoare înaintea lui Dumnezeu, dar de-am înțelege asta. Însă, dragii mei, ca să scăpăm de aceste apăsări, de aceste complexe de inferioritate, de, de imaginea... Greșită, imaginea aceasta rea despre noi înșine. Sunt importante câteva lucruri și vreau să vi le spun, chiar dacă n-am să insist asupra lor. Întâi, trebuie să nu uităm că suntem iubiți de Dumnezeu. Aleluia! Amen. Suntem iubiți de Dumnezeu. De unde știm asta? Uitați-vă la creație, Geneza, capitolul 1, versetele 27-28, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Era opera lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu a făcut-o cu atâta grijă și a plasat-o în mijlocul creațiunii sale. Opera lui Dumnezeu. Suntem prețuiți de Domnul. Ne-a creat și s-a uitat cu multă apreciere spre noi, spre oameni. Și mai mult, nu numai prin creație avem valoare, și prin răscumpărare. Că va zice cineva, bine ne-a creat Dumnezeu, dar omul a păcătuit și trăiește în păcat. Da, dar gândiți-vă dumneavoastră ce a dat Domnul pentru noi. Așa se măsoară valoarea pe care o ai. Nu după ce îți șoptește la ureche diavolul, nu după ce spun vecinii sau alții, valoarea ta se măsoară în ceea ce s-a plătit pentru tine. Și pentru noi toți, frați și surori, pentru fiecare dintre noi, frate și soră, a fost dat singurul fiu al lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, Dumnezeu ne iubește, dar nu pentru că avem valoare. Ci noi avem valoare pentru că ne iubește Dumnezeu. Asta este cheia. Altfel ne îngânfăm. Ne iubește Dumnezeu și de aceea avem valoare. Să nu creadă cineva că ne iubește Dumnezeu pentru că avem valoare. mi -e drag același costac, Ionit. Mi-am ales aici câteva versuri. Le-au zis dumneavoastră cântate. Sunt străin și călător. N-am aici palate dar în țara fără nor, ale mele toate, aleluia. Toate stelele de sus, tot ce n-are în vecea pus prin iubirea lui Isus, ale mele toate. Domnul meu în infinit multe ceruri ține, pentru cine le-a zidit? Decât pentru mine? Din neant când le-a chemat, Domnul mult s-a bucurat, însă viața nu și-a dat decât pentru mine. Nu-ți oferă asta încredere în identitatea ta? Dar nici eu nu sunt al oricui, lui îi sunt cu nună. Casa mea și cerul lui, tot ce avem, e una. Și la bine și la greu, eu al lui sunt, el e al meu, eu nimic, el Dumnezeu, dar ce avem, e una, aleluia. Frați și surori, haideți să înțelegem că suntem iubiți de Dumnezeu. Și când vom înțelege asta, pot să ne urască oamenii, pot să ne disprețuiască colegii, pot să se uite de sus în jos la noi, aia care au făcut o biată facultate, așa cum au făcut-o, pot să se uite cu dispreț unii și alții. Nu uitați! Identitatea noastră ne-o dă Dumnezeu prin dragostea pe care ne-o poartă. Să nu trăiți niciodată complexe, că n-ați apucat, e un dem pe toți, faceți școli cât puteți de multe, faceți cât puteți de multe. Așa trebuie să, să facă tinerii, străduiți-vă să învățați. Dar dacă s-a întâmplat cuiva, din anumite motive să nu poată să le facă, nu trăiți sub apăsarea nimănui, ci credeți că Domnul vă iubește așa cum sunteți. Dacă n-ai cariera pe care o are nu știu cine, și poate că ești un om simplu, într-o beată fabrică, unde lucrezi ceasuri multe pentru un salar de mizerie. Și poate că zici, se uită de sus în jos unii sau alții la mine, tu nu uita, așa cum ești, ești iubit de Domnul. Trebuie să, să nu uiți că te iubește Domnul, ca să scapi de aceste apăsări ale autodisprețului. Apoi, trebuie să te silești să crești spiritual. Asta trebuie să ne silim să creștem spiritual. Atenție! Dumnezeu nu ne cheamă la vie să zicem că dacă ne oprim la primul punct vom zice noi suntem iubiți de Domnul, pacea Domnului, nu mai facem nimic, pică pară mălăiață în gura lună tăfleață, nu ne mai interesează. Nu e așa, nu e așa, ci viața de credință presupune în mod obligatoriu creștere. Și știi de ce nu trebuie să te simți complexat? Pentru că tu poți să fii în fiecare zi un învingător, dacă vreți să o așa. Dacă mentalitatea lumii este mentalitatea învingătorilor, mentalitatea care uh, dă credit celor ce au succes, vreau să știi că pe plan spiritual tu poți să ai succese în fiecare zi. Adică, ce înseamnă asta? Cei ce sunt părinți știu aici. Orice părinte are așteptări de la copilul lui. Adică, nu suntem mulțumiți ca părinți dacă al nostru copil a ajuns la 20 de ani să se poarte ca la 3 ani. Nu e în regulă. Ce așteptăm ca el să facă schimbări în fiecare zi, să progreseze. Și vreau să vă spun ceva, dragii mei. Sfânta Scriptură ne cheamă pentru a avea o bună imagine despre noi înșine. Sfânta Scriptură ne cheamă să facem ceva în fiecare zi micuțele noastre biruințe. De aceea dați-vă toate silințele să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cât e un pic, câte un pic în fiecare zi. Și vom crește. Vom crește înaintea lui Dumnezeu. O, dragii mei, ce frumos zice Apostolul Pavel, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o jertfă duhovnicească, o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți. Adică să vă transformați, să vă metamorfozați, să vă schimbați din zi în zi, tot mai mult în asemănarea lui Hristos. Asta trebuie să înțelegem că ne oferă un echilibru în imaginea despre noi înșine. Să nu uităm că suntem iubiți de Domnul, să ne străduim în fiecare zi spre mai binele vieții de credință. Spre mai bine. Pentru că atunci când viața de credință e din ce în ce mai bună, știți dumneavoastră că și viața de fiecare zi este tot mai bună? Pentru că cel ce bine cuvântează e Domnul. Și apoi, aș vrea să mai spun un lucru pe care îl socotesc important. Trebuie să învățăm să primim de la Domnul iertare. Știți dumneavoastră că mi-a fost dat să văd oameni cărora le-am citit așa frumos din Scriptură, le-am luat, frate, crezi ce zice în Scriptură? Cred, frate! Uite, 1 Ioan 1 cu nouă, zice așa, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. <fri> îl vezi, e cuvântul Domnului, da, îl crezi, îl cred, na, crezi că Domnul te-a iertat, nu cred că mă poate ierta pentru ce am făcut eu. Și stai și vezi că are blocajul acesta. Și nu poate, de fapt, nu poate să se ierte el pe el însuși. Frați și surori, ca să avem o imagine corectă despre noi, identitatea noastră să o avem echilibrată și reală, noi trebuie să învățăm să acceptăm iertarea pe care ne-o dă Domnul. Toți greșim. Toți am greșit în viața noastră și greșim adesea dar ne întoarcem spre Domnul cu pocăință, îi cerem Domnului iertare și credem că Domnul ne iartă. Prin credință primim iertarea Domnului. N-aș vrea să ne înșelăm amarnic, să credem că iertare e ceva așa, nu știu ce fiori, ce simțim noi. Frații și surori, să nu ne înșelăm. Diavolul este expert în a ne da fiori. Știți ce zice scriptura despre el? Și, draci cred și se înfioară. N-aș vrea să ne trăim viața de credință mânați de nu știu ce fiori. Viața de credință e de credință. Adică, dacă Dumnezeu a spus, eu zic, amin și îți mulțumesc, Doamne. Dacă Dumnezeu a spus, dacă Dumnezeu a zis că îți dă iertarea, crede în iertarea lui Dumnezeu și învață să te ierți tu pe tine însuți. Uitați-vă, dragii mei, despre noi înșine, când e vorba de imaginea despre noi înșine, aș vrea să înțelegem, dragii mei, Domnul poruncește lepădarea de sine, apoi după ce ne lepădăm de noi înșine e important să înțelegem locul și identitatea pe care o avem în Hristos, apoi e important să ne disciplinăm din punct de vedere spiritual, adică să ne formăm pe calapodul voiei lui Dumnezeu și apoi ne folosește Domnul cu multă putere. Însă pentru aceasta, frați și surori, ca să mă întorc la ceea ce spunea fratele romică, ca să ajungem în cer, trebuie să ne ducem până la capăt mântuirea. Și ca să ne ducem până la capăt mântuirea, trebuie să știm cine suntem. Să nu lăsăm pe diavol să ne bat jocorească niciodată, contestând condiția noastră de copii ai lui Dumnezeu, iertați și binecuvântați de Domnul. Dar să nu lăsăm pe diavol nici să ne poarte cu capul prin nori. Și să ne facă să credem că nimeni nu e așa de bun ca noi. Nu. Să stăm în condiția smerită, în condiția echilibrată, mulțumindu-i lui Dumnezeu că El și mâna Lui ne țin. Haideți să ne ridicăm, să venim înaintea lui Dumnezeu prin cântare în momentele acestea, și apoi să ne apropiem de Cel Prea în rugăciune.